Cea de-a doua zi a Salonului Hunedoran al Cărții, organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu, Hunedoara Deva, a oferit publicului iubitor de carte noi provocări. O întâlnire cu actorul, dar și în același timp scriitorul și artistul grafic Horațiu Mălăiele, prezent la salon cu 4 cărți, dar și o reîntâlnire cu părintele Constantin Necula, de data aceasta însoțit de preotul româno-catolic Francisc Doboș, cei doi lansând la Deva volumul comun intitulat Împăcarea cu tine însuți. Modest, discret, scump la vorbă, dar profund în gândire, scriere și vorbele sale, Horațiu Mălăiele a fost așteptat cu nerăbdare de public la ediția din acest an al Salonului Hunedorean al Cărții, iar cei prezenți au gustat din plin vorbele maestrului. Bună seara! Credeți-mă că sunt extrem de emoționat și vă mulțumesc foarte mult că ați venit pentru număr atât de reținut. Asta aprobează multă înțelepciune și selecție. Vă mulțumesc și mie că am venit, pentru că puteam să mă duc la alții, dar eu am venit la dumneavoastră. După cum vedeți, m-am îmbrăcat așa mai sobru, chiar în negru, pentru că știu că sunteți morți după mine și eu sunt mort după dumneavoastră. La unii, acum ceva vreme, nu de mult, mă dădeau mortea binelea, o ocaziune cu care am compus această mică poezie, care probabil se află și într-unul din motivele, pentru care am venit și unul din volumele pe care le-am expus, Poezii și vorbe în vânt. Și această poezie sună așa: cândva, cândva, am să înalț un zmeu, scrisoare către Dumnezeu, să-i scriu că uneori sunt trist, dar cred în El și cred în Crist, să-i scriu că sunt dintre cei vii, să-i scriu că fericit voi fi, că nu-și deștept, dar nici prea prost, să-i scriu că sănătos am fost, că a fost frumos, a fost frumos, a fost și greu, să-i scriu că îi mulțumesc mereu și dacă vrea acum să vin, nu-s pregătit, mai stau puțin. În această seară am fost iarăși martorii unor clipe unice, clipe încărcate cu magnetismul care ne înconjoară ori de câte ori avem privilegiul de a ne afla în prezența captivantă și fascinantă acestui artist complet și complex. Pentru că să nu uităm, Horațiu Mălăiele este un artist complet, actor, regizor, prozator, caricaturist, toate acestea la oaltă compun profilul artistic atât de îndrăgit și de cunoscut al omului Horațiu Mălăiele. Îi mulțumesc din suflet maestrului pentru că în această seară s-a aflat alături de noi, aici, în mijlocul devenilor, în acest templu al culturii. La sfârșitul întâlnirii, Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva i-a oferit artistului Horațiu Mălăiele o diplomă de excelență pentru remarcabila sa prezență în viața teatrală, cinematografică, literară și a artelor grafice din România. Un alt moment cu totul special organizat ieri de către Biblioteca Județeană cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara a fost întâlnirea cu două personalități din lumea ecleziastică românească, părintele Constantin Necula și preotul romano-catolic Francisc Doboș, cei doi lansând la Deva volumul comun intitulat Împăcarea cu tine însuți. Întâlnirea noastră din această seară nu este nici pe departe o simplă lansare a două cărți minunate. Întâlnirea noastră este mai mult decât atât. Este expresia unui sincer și autentic dialog interconfesional, un dialog frățesc între doi slujitori ai Domnului, unul ortodox, părintele Constantin Necula, și celălalt romano-catolic, părintele Francisc Doboș. Acest dialog este astăzi mai important ca oricând, pentru că trăim vremuri complicate, grele și apăsătoare, vremuri în care ne paște pericol să rătăcim calea cea dreaptă. Sunt vremuri în care creștinismul cu confesiunile lui este luat în derâdere, este atacat și luat la întrebări. De aceea avem nevoie de înțelegere, de căutarea unor principii care ne unesc și alungarea tuturor motivelor de dezbinare. Le mulțumesc celor doi preoți pentru că au fost alături de noi această seară
și le apreciez în cel mai înalt grad prezența aici la Deva, în mijlocul iubitorilor de carte, în mijlocul unor prieteni minunați. Dialogul interconfesional pe care îl promovează cei doi duhovnici este un îndemn pentru fiecare creștin, indiferent de confesiune, de a depăși ostilitățile trecutului. Dovadă grăitoare a faptului că acest gen de dialog este necesar și el poate fi înfăptuit, dacă are la bază încredere, generozitate și, nu în ultimul rând, curaj. Dacă gândiți la fel, simțiți la fel, împărtășiți aceleași valori, totuși găsim ceva care ar fi diferit, simțiți diferit în acea carte sau într-una din cărți? Există vreun lucru diferit? Eu în cartea noastră amândurora nu simt asta. Am o singură supărare că târâm după noi o istorie care are foarte mult nevoie să rămână istorie. Dar în rest nu simt o... bucuria noastră de a fi prieteni și nu numai noi doi, că în jurul nostru sunt sute de oameni care gândesc la fel. Ne-a făcut și să avem un grup de oameni care se roagă pentru noi. Eu sunt foarte impresionat când pe străzi din Ardeal sau din Moldova sau din București, oamenii mă opresc și îmi spun lăudat fie Iisus, salutul de bază liturgic al catolicilor, știu de ce o fac și le mulțumesc de ce o fac. Cred că e momentul să fim mai lui Hristos așa, cu sufletul deschis și mult mai destinși decât încrâncenați. Francis m-a învățat și să zâmbim împreună și să plângem împreună când a fost cazul. Cred că e un început pentru noi ca oameni. În rest, instituțiile noastre vor avea propriul parcurs și propria istorie, dar noi ca oameni cred că ne-am parcurs mare parte din ceea ce aveam de parcurs. Mesajul e acela al bucuriei de a se regăsi prin carte, prin întâlnire, prin contactul cu alți oameni, de a regăsi bucuria pe care poate nu o vedeau. Adică de a da praful prejudecății la o parte și de a vedea că, de fapt, tocmai acolo, acasă, în persoanele pe care le avem de o viață lângă noi, poate să strălucească o bucurie și o prezență a cerului, a lui Dumnezeu. Povestea, să nu ne pierdem eleganța creștină. Creștinismul este elegant, extrem de fidel în eleganță cerești. Aduce cu Maica Domnului, are așa un vol de acoperire și de pudoare, dar rămâne extrem, extrem de elegant. Orice bădărănie din creștinism trebuie excusă. Mâine, 18 octombrie, publicul hunedorean este invitat la o altă întâlnire și de data aceasta pe un domeniu de mare interes. O întâlnire cu cunoscutul medic conferențiar universitar dr. Radu Țincu, ce își va lansa recentul volum intitulat Învinge dependența.